Da, sunt pregătit la 100 și aștept cu nerăbdare lupta. Acum e timp să-mi iau revanșa și o să dau tot ce pot mai bun. Am avut un meci în 2018, unde eu eram la început de cale în cariera profesionistă. Am obținut o frângere și acum sunt gata să mă revanșez. Părerea mea că o să iasă din ring surd, în cinstea familiei sale, că e surd. Vă aștept toți într-un număr cât mai mare, să fiți alături de mine, să mă susțineți. Am nevoie de susținerea voastră mai mult ca niciodată. Pe 23 septembrie, Futsal Arena, Ciorescu, fiți alături. Cei care nu sunteți în țară, puteți priviți online, fie Fight TV, să fiți alături de mine. A fi o luptă foarte incendiară. Denis are emoții de lupte, adică emoții în care întotdeauna le îndreaptă în luptă și face întotdeauna lupte frumoase. Și acum el vrea să iei revanșa și a să o iei revanșa. El e foarte pregătit,